Așa sunt numai câteva. Tot ceea ce încerc eu să transmit către spațiul public și în mod indirect către parlamentar este să ne asumăm împreună ca într-un an electoral să nu sărim pârleazul cu măsuri care sunt nesustenabile. Asta este ce vreau să subliniez. Mie mi se pare incredibil că în al patrulea an de mandat, brusc, ne-am adus aminte de toate măsurile acestea de alocații, indemnizații, protecție, drepturi sociale. Deci nu este posibil așa ceva. Cu tot respectul instituțional pe care îl voi avea de fiecare dată față de instituția Parlamentului, există niște limite, pentru că aceste limite înseamnă de fapt că se va afecta practic nivelul și standardul de viață al tuturor cetățenilor în momentul în care bugetul crapă pentru că ai adoptat niște lucruri fără să te gândești la resurse.